Persoanele care merg mai repede, cel mai probabil, vor trăi mai mult. Este concluzia unui studiu realizat în Marea Britanie, bazat pe aproape 500.000 de oameni. Este prima cercetare de această amploare care spune că nu contează greutatea corporală, ci doar viteza pasului. Dintre cei aproape jumătate de milion de subiecți, aceia cu mai puține kilograme decât ar fi normal să aibă și cu un rit al mersului lent au avut și cea mai mică speranță de viață, 64,8 ani pentru bărbați și 72,4 pentru femei. Ceea ce înseamnă că o condiție fizică optimă este mai importantă când vine vorba despre longevitate decât indicele de masă corporală. Iar cercetătorii ne recomandă cu convingere să grăbim pasul dacă vrem câțiva ani în plus. Studiul de acum vine în completarea celui de anul trecut realizat de acești cercetători care spune că persoanele de vârstă mijlocie care merg încet au un risc mai mare să facă o afecțiune cardiovasculară.